Bună dimineața, este ora 6:30, plecăm din București. Astăzi o să facem ecologizare, suntem împreună cu Asociația Montană Carpați, Let's Do It Romania, Let's Do It Carpați și o să facem Astăzi o să facem o campanie de ecologizare în Munții Piatra Craiului. Practic o să mergem de la cabana în Prustureț, o să facem două trasee împreună cu voluntarii noștri, vă ținem la curent. Haideți! Bună dimineața! Astăzi o să fie o zi un pic altfel, pentru că astăzi vom face ecologizare. Ne-am adunat în jur de vreo 20 și ceva de oameni și vom merge în Piatra Craiului, mai exact pe două trasee foarte faine, să vi le arătăm și vouă, și vom strânge gunoaiele. Sperăm să fie experiență faină și vă invităm să ne urmăriți. Cele două trasee pe care o să le parcurgem astăzi vor fi următoarele. O să mergem pe banda albastră și pe cruce galbenă. Pe banda albastră, Poiana Funduri, Poiana Lespes, până ajungem la Stâna Grind. Iar pe cruce albastră o să mergem prin cheile Dâmboviței și ajungem tot la Stâna Grind. Și vom face un circuit. Traseul nostru pornește de la cabana Brustureț și vom merge tot înainte. Ne-am pregătit tot ce ne trebuie. Avem vestele, mănuși și saci. Suntem gata. Pac, pac. Ce drăcia e acolo? Ce jucăria aia? Mam. Haide pe munte. Sus pe munte. Ștevan, că o să venim să vă pingem, nu știam pe unde ați ajuns și am zis, da, când n-au ce face, stau pe munte și salvează doar. Doar când n-au ce face. Și mintea noastră. Doar când n-au ce face. Dacă e să vină ploaia, nu, eu voi să lasă numai înaintați, unde vă prinde o ploaie, nu e o problemă. Ia spune, Răducule, ce mai zici? Nu mai zici nimic, ai supărat. Cine te-a supărat? Ia uite! Ia uite-te la muntele ăla. Vezi cum se afare. Mai uite mai sus, așa. Hai și mai. Uite-te sus, la munte. Îți vezi mai aproape? Da, șmecheria și e tare. Departe dacă te uiți până acolo. Ține. Thank you.
Am ajuns și la stâna din grind. Am făcut 3 ore, cam așa. Avem și recoltă. Am ajuns aici. Da, hello! Bună, bună! Cum a fost drumul vostru? Ați recoltat? Am ajuns și la stâna grind, care este aceea. Am ajuns la acea bifurcație unde se întâlnesc cele două trasee. Ne-am întâlnit și cu cealaltă echipă și acum probabil că o să decidem în ce direcție să mergem, înapoi spre cabana Brustureț. Până acum am strâns cu pasaj de gunoaie, nu sunt foarte multe în zona asta, din fericire. Cele mai multe le-am găsit aici, în această poiană. Care au crescut mușchi. Trebuie să apucăm. Uite, e greu, rău. N-am venit degeaba. Cred că zică ciobanii. Asta e acolo.
sunt 10 saci până acum. Cam așa suntem astăzi. Am făcut o super treabă. Vremea ne-a lungat acasă. Aici avem o parte din gunoaie. O parte mai sunt pe traseu. Cam ăștia sunt sacii pe care i-am strâns aici sus și pe traseu am mai lăsat câțiva saci. Ne întoarcem și ne ducem la cabana păstrâns. Haideți, ziceți ceva! Încă o dată!